Primarul municipiului Marius Creciu a participat la o ședință alături de ministrul Ceche Otilo, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației. Astfel, două creșe moderne urmează să fie construite anul acesta la Drobeta Turnu Severin, cu ajutorul fondurilor europene. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Municipalitatea Severineană a atras peste 29 de milioane de lei pentru construirea a două crește, una în Parcul Tineretului, pentru care ordinul de începere a lucrărilor va fi semnat la sfârșitul acestei săptămâni, iar cealaltă în zona Serpentina Roșiori. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a participat la o întâlnire de lucru la Compania Națională de Investiții, unde a fost prezent și ministrul dezvoltării Otilo Ceche. Avem două creșe prinse pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Una va avea ordin de începere vineri, cealaltă a avut ordin mai de mult. A fost un blocaj, astăzi am venit, am rezolvat. Două creșe extraordinare, una medie și una mică, care vor asigura în mare parte necesarul de locuri pentru copiii din Drobeta Turnu Severin. Vor fi două creșe la standarde internaționale, pot să spun. Am văzut astăzi cum arată, deja una dintre ele la Fălticeni a fost gata și am văzut exact, pentru că sunt proiecte tip, proiecte pilot, și am rămas extrem de încântat de modul cum vor arăta aceste creșe. Sperăm să avem o colaborare bună cu constructorii, cu proiectanții. Noi, primăria, suntem pregătiți și dispuși să-i ajutăm. Deja la creșa din zona Bisericii de Carton, Parcul Tineretului, au deja autorizația de construcție. Așteptăm în perioada imediat următoare să pună prima cărămidă la aceste frumoase obiective și utile pentru cetățenii municipiului Drobeta Turnu Severin. S-au pus la punct detalii tehnice importante pentru începerea lucrărilor la construirea creșelor prin programul guvernamental Sfânta Ana, acesta fiind derulat la nivel național. Eforturile municipalității severinene au fost completate de sprijinul Manuelei Pătrășcoiu, director al Companiei Naționale de Investiții. În municipiul Drobeta Turnu Severin vom realiza două creșe cu finanțare integrală prin PNRR. Sunt două creșe tip, o creșă mică și o creșă medie. Creșa medie pentru 70 de copii și creșa mică pentru un număr de 40 de copii sunt parte a programului guvernamental de construire creșe Sfânta Ana. Acest program e important, în primul rând, pentru criza locurilor la nivel național în creșe. Știm toți în fiecare an. Și Drobeta Turnu Severin s-a calificat, a fost eligibilă datorită numărului mare de solicitări pentru copii cu realizarea acestor două investiții care sperăm din tot sufletul să fie gata până la sfârșitul lunii august ca să fie cuprinse în anul școlar 2023-2024. Astăzi ne-am întâlnit împreună cu autoritățile locale și antreprenorii, cu Ministerul Dezvoltării, pentru a pune la punct detaliile tehnice încât să reușim să le finalizăm până la sfârșitul lunii august. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Otilo Ceche le-a vorbit autorităților locale despre aceste investiții extrem de importante pentru dezvoltarea comunităților locale. Bani avem, proiecte avem, ele sunt aprobate, aveți antreprenori, avem antreprenori, avem toate condițiile astăzi îndeplinite pentru a face din acest program, care va fi un succes în primul rând pentru dumneavoastră, pentru comunitățile locale, sigur, va fi un succes și pentru guvern, dacă va fi succes, eu sunt sigur că poate fi și depinde numai de noi. Haideți să facem în așa fel încât în toamnă să nu știm cum, unde să mergem să inaugurăm. Adică să fie atât de multe locații încât să putem să dăm în folosință, pentru că chiar este nevoie. Avem județe astăzi în care există o singură creșă. De-a lungul timpului, municipiul Drobeta Turnu Severin a cunoscut o dezvoltare impresionantă și asta datorită implicării edilului Marius Creciu, care a pus mereu pe primul plan bunăstarea cetățenilor, cât și dezvoltarea municipiului nostru prin străzi asfaltate, parcări, instituții de învățământ care au fost reabilitate, cât și locuri de joacă moderne pentru cei mai mici locuitori ai municipiului.